Salutare, fraților, din nou! Astăzi vom vorbi pe baza unui articol de presă unde apare Daniel Jinga. Este ca un fel de comunicat, este tipul de comunicat și de articol plătit, fiindcă nu este un demers jurnalistic unde să ia părerea tuturor părților implicate în situațiunea aceasta de la operă. Vom citi împreună și vom comenta împreună această chestiune. Să știți că mi-a fost foarte greu să citesc articolul, fiindcă sunt foarte multe aberații spuse acolo, l-am citit pe verticală și în detaliu o să-l citesc acum cu voi și o să-l comentăm împreună. Până atunci vreau să vă zic câteva chestiuni. În primul rând, vreau să vă spun despre acel sindicat al orchestrei. Am aflat pe surse că acel sindicat a fost făcut peste noapte, pe picior, la propriu, în ultima perioadă. Iar oamenii, nu pot să spun de către cine, fiindcă nu am dovezi fizice, dar oamenii au fost forțați, au fost sunați noaptea, li s-a trimis pe WhatsApp adeziunea să o semneze la acest, așa zis, sindicat al orchestrei, care îl susține pe Daniel Jinga și desfințarea Operei Naționale București. Bine, îi spun că nu-i desfințare, domnule, este fuziune. De fapt, este desfințare și apoi se face o nouă instituție. Desfințarea două instituții, Opera Națională și Tinerimea Română. Și de asta acest sindicat se laudă cu așa multe persoane și cu dublarea persoanelor care au intrat în sindicat, pentru că aceste persoane au fost amenințate și li s-a pus sula în coaste la propriu. De către cine, nu pot să vă zic, vă imaginați. Nu este doar o singură persoană, să știți. Sunt mai multe persoane care au pus sula în coaste acestor oameni să intre în acest sindicat ca să pară că există o susținere. Cu toate că, dragilor, toată țara, majoritatea sindicatelor din țară, majoritatea instituțiilor din țară au trimis memorandumuri la guvern și la Ministerul Culturii că sunt împotriva acestei desfințări, fiindcă ei știu că dacă aceste două instituții se desfințează, chiar dacă se înființează o nouă instituție, se preia personalul, nu se știe pe câte posturi. Deci oficial nu se știe și în ce fel contractele determinate, determinat colaborare sau pe proiect. Și alte instituții sunt, de exemplu, cu acest risc. Să ne gândim numai la filarmonici. Să ne gândim în partea aia a Banatului, că sunt câteva filarmonici care sunt la nici 100 de kilometri distanță una față de alta. Să ne gândim la alte instituții de genul acesta care vor fi comasate, desfințate, apoi comasate, cu personal dat afară și așa mai departe. Și ca să râdem bine, acest sindicat al orchestrei și-a făcut, ia uitați, imediat, și-a făcut pagină de Facebook, că nu este sindicatul orchestrei. Și ia uite, 54 de aprecieri și 81 de urmăritori. Iar prima postare, poza, este făcută de o zi. Deci sindicatul a făcut de o zi treaba asta. Și a dat acest înscris prima oară, vedeți? Am citit și articolul în care a fost acest înscris, nu-l mai citesc de nou, am comentat treaba aceasta. Și mai departe, ia uitați ce postează acest sindicat. O fotografie, ia să se încarce, care spune așa, adevărul despre unirea UNB cu Tinerimea Română. Știm cu toții cine este în spatele acest sindicat, da? Deci nu cred că mai există termen de tăgată, da? Fals! Se desfințează UNB, ci că este fals că se desfințează. Iar adevărat este că se înființează Opera Națională Română prin unirea dintre UNB și Tinerimea Română. Ca să poți să înființezi o altă instituție și apoi să spui că unești alte două sub această egidă, tu te desfințezi pe cele două, cum spune și în hotărârea de guvern. Nu o spun eu. Am înțeles? Și acum, haideți să vă mai arăt ceva. Deci se desfințează. ONB și Tinerimea Română se desfințează. Cum spune și în hotărârea de guvern. Există o doamnă, cred că Monica Pop, ia să vedem. Da, uitați, doamna aceasta, care nu este medicul Monica Pop, ia uitați. Așa. Care a mai postat ceva. Ia uitați. Și mă gândesc că dumneavoastră a făcut pagina. Că asta nu există pe pagina sindicatului. Adevărul despre unirea ONB cu Tinerimea Română. Ce este fals? Amestecarea genurilor muzicale. No! Nu, domnule, nu se amestecă. Nu va fi aceeași instituție. Vor fi două instituții separate, nu? În aceeași clădire. Atunci de ce să le unim? Iar adevărat este că genurile muzicale nu se amestecă. Opera își păstrează specificul artistic, iar Tinerimea Română are ca misiune promovarea tinerilor artiști. Spectacolele se desfășoară ca și până acum în sălile dedicate fiecărui gen. Atunci de ce să le unești? Nu are nicio relevanță. Nicăieri în lume nu s-a făcut și nu se face asta. O să vorbim acum la articolul cu Daniel Jinga. Deci este o aberație.
genurile nu se vor amesteca, că n-ai cum să bagi muzică populară în operă. Dar nu au ce să caute sub egida operei române. Dansurile nu au ce să caute. Dansuri populare, muzică pop, muzică jazz, muzică rock și așa mai departe, folclor în general și toate lucrurile astea. Ok, și auzi, haideți să vedem acum de curiozitate. Haideți să vedem cine sunt urmăritorii și cine apreciază în primul rând. Haideți să vedem împreună. Cine apreciază urmăritori și aprecieri? Ia să vedem. De ce mi-apar doar două aprecieri? Că sunt... Probabil nu i-am eu la prieteni. Da. Îmi pare rău. Nu putem să vedem urmăritorii. Este indisponibilă lista. Asta e situația. Acum, articolul. Domnul dirijor, vedeți? Dirijorul Daniel Jinga, managerul Opera Națională București, practic, dumneavoastră nu mai este manager de la 1 iulie. Să punem chestia asta foarte bine, da? A dat în adevărul acest comunicat, cu siguranță plătit, fiindcă altfel nu ne imaginăm, scris cică de Daniel Guță. Dar în primul rând să vedem despre adevărul. Știți cine deține acest adevărul? Unul Cristian Burci, care a fost acuzat de trafic de copii. Deci Daniel Jinga dă comunicat în acest ziar a unui om care a fost acuzat de trafic de copii. Și ce spune aici? Ca să vorbim puțin până la Daniel Jinga, să înțelegem care e situația. Ancheta reporterilor de peste ocean, din Statele Unite, era despre vânzarea de copii din România prin diversi intermediari, către cetățeni din Statele Unite. Printre acești intermediari se numără și Cristian Burci, un baby broker, așa cum a fost numit de jurnaliștii americani. Cristian Burci ar fi cerut între 3.500 și 7.000 de dolari pentru fiecare copil. Procurorii de ICOT, biroul teritorial Olt, l-au ridicat miercuri, atunci, pe omul de afaceri Cristian Burci, într-o țară în care se efectuează 4 percheziții pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire de grup, infracțional organizat, abuz în serviciu, delapidare, evaziune fiscală, instigare la delapidare cu consecințe deosebit de grave în formă continuă, instigare la abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuă și instigare la evaziune fiscală. Deci acesta este Cristian Burci, proprietarul adevărul, da? Da, proprietarul adevărul, care a deținut și prima TV și așa mai departe, în care domnul Daniel Jinga, probabil, nu știu sigur, dar așa apare articolul, plătit să apară acest articol. Haideți să începem să citim ca să ne și râdem, nu? Ok. Deci, încă o dată, titlu. Dirijorul Daniel Jinga, managerul Operei Naționale București, două puncte. Opera va face mai mult prin comasarea cu tinerimea română. Da, muzică populară și toate ciubucurile pe care le făcea dumnealui înainte, acum vor fi finanțate de către stat. Și nu mai este manager, da? Oficial nu mai este manager. Mergem mai departe. Proiectul prin care Guvernul României pregătește comasarea Operei Naționale București cu Centrul Național de Artă Tinerimea Română a încins spiritele. Dirijorul Daniel Jinga, managerul ONB Fals, a explicat pentru adevărul ce înseamnă această inițiativă. Vă place poza? Superb, se simte muzică. Doar că dumnealui este dirijor de cor. Nu prea ar trebui să țină bagheta în mână de dirijor de orchestră. Mergem mai departe. Dirijorul Daniel Jinga, încă o dată, managerul operațional, a oferit pentru adevărul precizări despre inițiativa de comasare a celor două instituții pe care unii dintre artiști au arătat că o privesc cu suspiciune, nu cu suspiciune, nu o vor deloc. Inițiativa comasării menită să reducă cheltuielile. Și să vedeți cum se contrazice. Și acum începem să cităm din Daniel Jinga. Această schimbare a venit într-o primă fază din nevoia guvernului de a optimiza aparatul de stat și de a reduce cheltuielile din minister. Legal nu se poate desfința niciuna din cele două instituții, fiindcă și nici comasa și nici nimic, fiindcă au peste 50 de posturi, deci nu se poate prin acea lege. Cultura e un domeniu aparte, nu se restructurează ca un birou sau ca o fabrică. Și pentru că opera este instituția cea mai mare din portofoliul Ministerului Culturii, s-a trecut repede la căutarea unei soluții, afirmă Daniel Jinga. Cu prima instituție, adică nu încep cu ceva mai mic, încep cu prima instituție. În a doua fază, mult mai importantă, spune acesta, s-au discutat nevoile operei și ale celorlalte instituții de spectacol. Dragilor din țară, vedeți ce spune aici? Și ale celorlalte instituții de spectacol. Aveți grijă că vine peste voi. Instituțiile de spectacol au beneficiat în anul 2023 de o creștere cu 45% a numărului de spectatori față de 2022. Să nu uităm că la Opera Națională, dacă nu 3 sferturi, jumătate din sala la fiecare spectacol este pe invitații. Și așa se face sold out-ul, nu altfel. Așa au spectatorii. Instituțiile muzicale, în mod special, au avut creșteri și mai mari. Cum? Nu știu.
Dar o explicație este că a fost pandemia și oamenii încă mai sunt dornici de spectacole. ONB a avut o creștere de 127% mai mare decât cel mai bun an de dinainte de pandemie. Vedeți? De dinainte de pandemie, 2019, afirmă Daniel Jinga. Tocmai, pandemia a schimbat lucrurile acestea și toate teatrele au asta și toate instituțiile de cultură au o creștere. Asta nu se datorează dumnealui sau spectacolelor bune. Dar ansamblurile tinerimii române, care nu au o stagiune permanentă ca opera sau teatrele dramatice, nu au avut șansa acestui tip de expunere. Ei, na! Nu mai spuneți, dar ce, nu poate să-și facă o stagiune? Dar nu poate să facă concerte, ce trebuie o stagiune? Organizezi spectacole și concerte. Pentru că nici opera nu dă programul pe mult timp și când îl dă, schimbă o grămadă de chestii de la o săptămână la alta. Deci nu are nicio relevanță, nu-i ca în afară unde avem stagiunile pe 1-2 ani publicate deja. Cum opera derulează un program dedicat tinerilor artiști, studioul Ludovic Spis, așa cum au toate operele importante din lume, de exemplu Academia Teatrului la Scala, Jitter Parker Young Artist Program la Covent Garden, l'Académie de l'Opéra National de Paris, Lindemann Young Artist Development Program la Metropolitan Opera New York, International Opera Studio Opera din Zurich, această unire a operei naționale cu Centrul Dată Tinerimea Română și cu Orchestra Română Tineret a căpătat repede o motivație solidă pentru un scop clar și generos. Viitorul interpretării muzicale în România, arată managerul Operei Naționale București. Aici trebuie să facem precizări. Toate aceste studiouri de operă pe care le-a enumerat dumneavoastră și sunt mult mai multe studiouri de operă, aceștia, în primul rând, că fac audiții pentru 4, 6, 8, 12 soliști, atât de operă, de toate vocile. Ei stau acolo un an sau doi, depinde de la studio la altul, cu posibilitatea de prelungire a contractului și sunt pregătiți pentru a urca pe scena mare mai apoi, să facă spectacole importante și roluri mari. Până atunci, ei fac spectacole ba mai mici și sunt băgați în spectacolele operei, spectacolele mari, în roluri mai mici. Dar ei sunt plătiți pe lună. Opera Națională București nu plătește pe lună artiștii la studioul Ludovic Spis. Nu. Nu. Poate dacă îi plătește pe reprezentații. Dar Opera Națională nu face un contract pe un an, doi, cu 4, v-am zis, 6, 8, 12 artiști de toate vocile, făcând printr-o audiție treaba aceasta internațională, să-i pregătească pentru scena mare și apoi să-i angajeze pentru scena mare, dacă vor sau nu. Nu. Studioul Ludovic Spis este să facă, mai facă ei niște șuje și niște spectacole unde regizează niște persoane, nu vreau să zic cine, în niște opere clasice, în niște regii banale, penibile și de râsuri tuturor. Ok? Deci este o sifonare de bani din nou. Nu are legătură cu arta și artiștii. Și apoi, unirea cu tinerimea română nu pregătește viitorul interpretării muzicale în România, fiindcă tinerimea română nu are legătură cu opera. Deci tu nu pregătești artiștii pentru a cânta operă. Ok? Nu-i pregătești. Acolo se cântă cu totul altceva. Iar corul preludiu și nu corul de preludiu, cum era în alt articol pe care vi l-am spus, corul preludiu este un cor de cameră. Nu are legătură cu corul de operă. Ok? Sunt lucruri total diferite. Deci este o aberație și este o, ce spune dumnealui aici, nu se compară. Nu au nicio legătură unele cu altele. Când dumnealui va face audiție pentru acest studio și va face contracte de un an, doi, plătiți pe lună artiștii respectivi și doar ăia să fie, nu mai aduci câte unul, câte altul și sunt, nu știu cât sunt acum, sunt o grămadă care se tot schimbă, rotesc între ei și fac tot fel de concertuțe, mai apar în către o operă mică și nu știu ce. Nu, acolo le asigură clase de limbă străină, de italiană, de germană, de franceză, de pronunție, de dicție, de mișcare scenică, de lupte scenice, de ce mai fac ei acolo, dansuri, balet, fac tot felul de chestii de genul acesta, incluse, da? Și te mai și plătesc pentru asta. E ca un fel de master, dar nu masterclass, un fel de master. Dar ești pregătit direct pentru scenă, mergem mai departe. Va crește numărul posturilor, hai să vedem. Potrivit lui Daniel Jinga, noua formă de organizare propusă prin proiectul hotărârii de guvern va avea efecte pozitive pentru angajații instituției, unul dintre motive fiind creșterea numărului de posturi. Păi nu spunea că trebuie reorganizare ca să scadă numărul de posturi și trebuie pentru a scădea bugetul de stat să nu mai dea atâția bani? Nu? Păi acum crește numărul de posturi, cum vine asta? Ia să vedem. Cităm din Daniel Jinga. Știți câte posturi avea Opera Națională în anii de glorie 50-60? Epoca Ludovic Spis, Nicolae Herlea, David Ohanesian, în primul rând că Ludovic Spis nu a cântat în anii 50-60. David Ohanesian, toată pleiada marelor voci, toată tradiția la care se face acum apel, avea 1000 de posturi. Da, mă nene, da, de operă, de balet,
Înțelegi? Pentru orchestră, nu pentru muzică populară, jazz, pop, rock, dansuri și muzică de cameră și alte lucruri de genul ăsta. Nu, pentru operă atât. Putem privi și așa spre tradiția și identitatea operei prin cifre, nu prin metafore. Știți câte posturi are acum ONB? Are 545, deci nu poate fi desfințat unită cu nimic care peste 50 de posturi. Mie îmi place când Dumnezeu se contrace singur. Credeți că se poate obține o mărire de posturi de 83%? Vă întreb, cât se poate de realist? Ce șanse am avea dacă am face o cerere către guvern prin care cerem o creștere cu 83% a numărului de posturi? Răspunsul este destul de ușor de ghicit. Niciuna. Sau dacă vreți o exprimare mai optimistă, aproape niciuna, precizați managerul Operei Naționale București. Manager nu mai este manager, da? Dragilor, nu cresc posturile cu 83%, fiindcă dacă se unește cele două, opera rămâne cu posturile ei. Poate la fel, poate mai puține și eu cred că să fie puține. Tinerii mea rămână cu posturile ei, poate la fel, poate mai puține, cum consider eu și mulți alții. Iar opera va face treaba ei și tinerii mea rămână treaba ei. Deci nu are nicio relevanță că vin posturile la tinerii mea rămână la operă. Că nu va face opera nimic cu ele, pentru că tot dumnealui spune că tinerii mea rămână va rămâne cu posturile ei și vor merge pe drumul lor cu ceea ce fac acum. Da? Deci nu ajută cu nimic opera aceste posturi. Sunt fix pix, da? Deci este o mare vrăjeală. Este o... Băi, mă bușește râsul, fiindcă vrea să ne păcălească cu aberații. Cu aberații, exact ca ce au șos, că vă mai dau un leu, 5 lei sau cât a zis, 10 lei atunci la salariu. Of, Doamne! Unii artiști au reclamat faptul că proiectul de hotărâre ar avea consecințe nefaste asupra identității stabilității operei, iar alții și-au făcut griji că fuziunea ar aduce restructurări în instituții. Nu-i fuziune, este desfințare și apoi unire a două instituții și punerea în alte instituții. Citem. Denumirea viitoarei instituții Opera Națională Română București, deci va fi ONRB. ONRB. Acum este Opera Națională Română București, nu mai este Opera Română București. Ăștia modifică titlurile cum vor ei. Îmbină și tradiția, Opera Română, cum se numea acum 70 de ani, și blazonul instituției de importanță națională finanțată și sprijinită direct de Ministerul Culturii. Nu găsesc nicio problemă aici, afirmă falsul manager al Operei Naționale București, că altfel nu putem să-i spunem, că nu, de la 1 iulie nu prea mai e manager, nu? Deci, de ce să numim Opera Română și nu Teatrul de Balet și Operă, cum s-a denumit în anii 50? De ce nu? Dar de ce nu? Că nu înțeleg. De ce Opera Română ca la început? De ce nu... cum s-a numit la început? Compania Opera Română. De ce să nu te numim ca... Așa este la început. Așa a fost la început Compania Opera Română. El nu găsește nicio problemă aici. Deci muzică populară pe aceeași scenă cu muzică de operă. Mulțumim foarte frumos, domnule Jinga. Cultură, nu alta. De-a lungul timpului și alte instituții de cultură importante și-au schimbat de asemenea numele. Adaug acesta și acum haideți să râdem bine, citesc și apoi comentez. Vă dau exemplul operei din Paris cu o tradiție de 350 de ani. Știți câte schimbări de nume a avut până acum? 28, dintre care ultimele 4 s-au făcut într-un interval de 18 ani. Hai să schimbăm și noi numele, că ăsta este important, nu numele instituției, nu faptul că nu se mai face performanță, nu? Și Opera Națională din Paris a fost comasată la un dat cu Opera Comic și cu alte ansambluri. Dragule domn Daniel Jinga și dragii mei, Opera Comic nu este ceea ce poate credeți voi că o comparați cu Opera Comică din București. Nicio legătură. Opera Comic făcea operă la cel mai înalt nivel, exact ca Opera Națională din Paris, ca Bastille, cum face acum, de exemplu. Era operă. Nici măcar în limba franceză nu era, cum era noi, Opera Comic, nici măcar prescurtată nu era. Așa era denumirea. Opera Comic. Este ca și cum ai uni Opera Națională cu opera din, nu știu, din Iași, da? Este tot operă, doar că se numește Opera Națională din Iași, Opera Românească, sau cum se numește ea, Opera Iași, da? Deci era tot operă. Nu a unit Opera Națională din Paris cu dansurile populare din Paris, din Franța și cu șansonetiștii. Nu! Era tot operă. Și ea există, Opera Comic există acum, nu are nicio legătură cu Opera Națională din Paris, da? Și cu alte ansambluri. Există o dinamică peste tot în lume din acest punct de vedere. Mamă, ești nebun, noi nu știm asta, doar dumnealui știe, ia să vedem. Anul acesta, Covent Garden, cum îi se spune colocvial, și-a schimbat denumirea din The Royal Opera House în The Royal Ballet and Opera. Vă imaginați? Din Royal Opera House, The Royal Ballet and Opera. Deci balet și operă. Deci baletul și opera... regală. Deci nu este muzică populară și operă.
Voi nu vedeți câte aberații sunt aici? Deci să nu exagerăm, ba da, exagerăm. Fiindcă dumneavoastră exagerați, fiindcă cei care vor să facă asta exagerează și aberează pe subiectul acesta, cu aceste comparații care sunt demne doar de a vă fi contra argumente pentru această desfințare. Auzi tu, compară The Royal Opera House and The Royal Ballet and Opera. Și el vrea să unească tinerimea română, dansuri populare, muzică populară și muzică pop-rock cu opera. Mai departe, managerul, care nu prea mai e managerul UNB, angajații nu au de ce să fie îngrijorați. Dirijorul Daniel Jing afirmă că îngrijorarea angajaților, că își pot pierde locurile de muncă odată cu comasarea celor două instituții, nu este justificată, este desfințare. Da? Nu-i comasare. Cităm iar din Daniel Jing. Ultima dată când am verificat textul hotărârii de guvern începe, cum e și normal, cu articolul 1. Ne-a distrus aici când începe cu articolul 1, dar nu o să înceapă direct cu articolul 10, care începe la rândul lui aceste cuvinte. V-am citit, citesc și aici. Se înființează opera română, denumită în continuare opera, instituție publică de spectacole și concerte de repertoriu de importanță națională, etc., etc. De ce spune etc., etc.? Nu este etc., etc. Și spune mai departe că Opera Națională București, denumirea română, se desfințează și apoi se comasează. Da. Și se face o nouă instituție, Opera Română. De ce spune etc.? Fiindcă nu vrea să zic adevărul, normal. De unde până unde să ajungi de la se înființează o instituție, la guvernul vrea să ne dea pe toți afară? Pentru că se spune se desfințează și asta înseamnă că nu mai sunt posturile, da? Se desfințează toate contractele. Dacă testul guvernamental specifică instituție publică de spectacole și concerte de repertoriu de importanță națională, ce altă subliniere ar mai fi necesară? Păi v-am zis ce subliniere. Sublinierea faptului că spune că cele două se desfințează, mai departe în propoziția respectivă spune. Da, mai departe, în propoziția respectivă, spune chestiunea aceasta, la articolul acela 1, pe care noi să n-ați vrut să-l dați acolo. Se desfințează cele două instituții, se înființează o nouă instituție. Și dacă e de importanță națională, ce? Și dacă este publică de spectacole, ce? Concerte de repertoriu de importanță? Nu are nicio importanță treaba asta. Fiindcă posturile nu o să mai existe atât timp cât se desfințează. Și nici nu se mai pot face concursuri și angajări până la finalul anului, ca odată această ordonanță de urgență. Și mergem mai departe. Deci până aici o dă în bălți. Îmi este destul de greu să înțeleg de unde vine temerea că artiștii își vor pierde slujbele. Fiindcă nimeni nu le poate asigura și nu le poate da asigurări că printr-o semnătură ei vor fi transferați într-o nouă instituție. Că toți, contractele pe care le au. Și mai ales ăia căror le-a făcut contracte pe 4 ani, care este o chestiune ilegală. Legal este 3 luni contractul și prelungit toată la 3 luni maxim. Un an de zile, dar și acolo este o mică ilegalitate. Deci și alora le transferați contractul ăla cărora ați făcut pe 4 ani? Ia spuneți dumneavoastră. Ia să vedem. Exact aceasta este și misiunea operei în acest moment. Mi-e destul de greu să înțeleg de unde vine temerea că artiștilor prezi slujbe. Am citit. Am trimis în toate discuțiile cu angajații același mesaj neschimbat. Nu lăsăm pe nimeni în urmă. Da, nu lăsați pe nimeni în urmă dacă vă susține. Dacă nu vă susține, nu se știe, nu? Personalul artistic nu se va reduce. De unde știți? De ce în hotărârea de guvern nu scrie asta? Se alocă 530 sau 25 de posturi, cât a spus că spun, că sunt plus ăia la tinerimea română. De ce nu spune numărul de posturi? De ce? Și tipul de contract pe nedeterminat atâtea câte sunt, pe determinat atâtea câte sunt, colaborarea atâtea câte sunt acum. De ce? De ce? De ce? Când veți răspunde la această întrebare, de ce, atunci vă vom crede. Personalul artistic nu se va reduce, iar această comasare va crea locuri de muncă în plus, în special pentru tineri, pe bază de proiecte pentru tineri muzicieni și artiști lirici, adăugă acesta. Dar nu era o reducere de la bugetul de stat? Nu trebuia să se facă reducere de cheltuieli? Nu de asta se comasează? Nu? Păi asta este motivația. Ca să pierdem 8 posturi din funcții de conducere, nu? 75.000 de lei pe lună. Nu de asta se comasează? Că asta scrie, nu? HG. În hotărârea de guvern, că se comasează ca să reducem, nu ca să creăm locuri de muncă. Păi atunci nu are niciun rost, nu? În primul rând că este ilegală comasarea, v-am zis, peste 50 de posturi. Cităm iar din domnul post manager. De exemplu, noi nu putem construi azi o microstagiune pentru tinerii cântăreți din programul de tineret pentru că orchestra operei are deja un program încărcat. Așa. Și? Trebuie să faci neapărat cu orchestra? Ai pian. Crezi că ai la studiouri de operă de care spuneai fac orchestra? Nu. Câtă cu orchestra când sunt puși în roluri mai mici sau medii, nu alea principale, pe scena mare. Atât. În rest, nu cântă cu orchestra la teatre respective. Dar am putea face asta având proiecte comune cu Orchestra Română de Tineret. Așa.
Și ce vă oprește să faceți proiecte comune? Sunteți sub minister. Care e problema? Să faceți proiecte comune. Nu trebuie plătit nimeni în plus. Toată lumea are de beneficiat din asta și în primul rând publicul. Publicul are de beneficiat și dacă nu comasați. Nu trebuie să comasați ca să beneficieze publicul. Apoi tineri muzicieni care vor fi mai bine pregătiți. Nu numai pe podiumul orchestral simfonic, dar și în fosa de operă. E o experiență pe care absolvenții unui conservator nu au nici în țări dezvoltate. Spune așa zisul director Opera Națională București. Da, într-adevăr, dar asta nu trebuie făcut ca să comasați instituțiile. Și studenții colaborează cu opera, colaborează cu opereta și cu alte instituții, cu filarmonica și alte instituții din țara aceasta. Da, din timpul facultății colaborează studenții instrumentiști. Nu văd cu ce ajută în plus treaba aceasta. Că ce, că vor fi câțiva oameni care vor colabora între dumneavoastră și operă și tineremea română, nu? Aceiași care cântă și acum în orchestră, deci nu luați pe cineva nou. Doamne, te aberați. Mai departe. Potrivit acestuia, o treime din muzicienii din orchestra operei provin din orchestra română tineret. Așa, și? Care e problema? Sunt oricum aceiași oameni care cântă în tot Bucureștiul. Care au ba contracte de colaborare, ba mai multe contracte pe perioadă determinată, un contract pe perioadă determinată și celelalte pe determinată. S-a angajat în mai multe locuri, ceea ce nu este normal într-o țară civilizată și democrată, ca un om să fie angajat pe mai multe posturi în țara asta, cum sunt și soliștii la operă, câțiva dintre ei. Sunt angajat și la București, sunt angajat și la Iași, sau sunt angajat și la București și la Brașov, sau București, Brașov, Iași, în mai multe locuri, cât se poate, nu? Ne întrebăm pe contract cum pot aceia să justifice orele acelea de muncă. Nu pot. Deci nu trebuie să ne spuneți nouă că dacă fac parte și din Orchestra Română Tineret și cântă și la în Orchestra Operei, trebuie să unim cele două instituții. Păi ei cântă și la filarmonică, cântă și la operetă, cântă și în concerte private. Ce trebuie să facem acum? Să unim tot cu tot, că sunt aceiași oameni care cântă peste tot, fiindcă alții nu mai au intrare? Din ce cauză? Tot a dumneavoastră, celor care organizați aceste concerte. Nu a mea, că nu le organizez eu, nu-i aduc eu pe aceiași oameni. Uitați-vă în orchestre că sunt aceiași oameni peste tot. În 80% din cazuri. Dirijorul Daniel Jinga susține că temerile oamenilor au apărut pur și simplu din dreptul fundamental al libertății de exprimare. Ei, nebunule, ești nebun. Deci de asta au apărut temerile că avem dreptul la libera exprimare, că altfel nu aveam temeri, nu? Iar mesajele dramatice cu privire la pierderea identității operei și desfințarea ei au fost preluate de mass media. Exact asta se va întâmpla. Se va pierde identitatea operei. Fiindcă în acea perioadă de care amintează noastră 50-60, perioada Herlea și PIS, apropo de Herlea, ieri ar fi împlinit o vârstă respectabilă, Dumnezeu să-l ierte pe marele Nicolae Herlea, să nu-l uitați, să nu-l uităm și să ne închinăm ca la icoane la oamenii aceștia, fiindcă dacă oamenii aceștia mai trăiau, nu ar fi permis să se întâmple treaba aceasta, să se unească lucrurile care n-au nicio legătură între ele. Da, se va pierde identitatea artistică, da, a operei, fiindcă atunci când miercuri faci un spectacol de dansuri populare, joi poate faci o muzică rock, vineri ceva pop și sâmbătă pui Aida de Verdi. Pe aceeași scenă, îmi pare rău, dar s-a pierdut, s-a scăzut nivelul maxim. Și nu, să știți că oamenii care o să vină la miercuri, joi, vineri sau luni, marți, miercuri, joi, vineri, nu o să vină și la operă. Nu, niciodată. Cum nici aia care se duc la operă nu se vor duce la muzica, la trap ăsta și la tot felul de festivaluri de genul acesta. Managerul Operei Naționale București adaugă că a propus Ministerului Culturii reducerea cheltuielilor administrative și de întreținere și alocarea unor bugete mai generoase proiectelor și activității artistice. Dragule domn Daniel Jinga, o operație mai mare n-am auzit. Deci, reducem cheltuielile administrative, adică oamenii care trebuie să ocupe cu tot ce este în spatele scenei și vreți să se aloce bani pentru generoase, bugete mai generoase pentru proiecte și activități artistice. Și unde este reducerea bugetară pe care dorește guvernul și motivația aceasta adusă în hotărârea de guvern pentru a desfința cele două instituții și a face o nouă instituție? Unde este această motivație? Care mai este logica acestei motivații? Dacă vreți creșterea bugetară, creșterea de posturi cu 83%, unde mai este? Înseamnă că dumneavoastră vă radeți singur argumentul. Ministerul își rade singur argumentul, statul își rade singur argumentul, dacă doamna să spuneți că o să crească posturile și bugetele. Cităm iar din Daniel Jinga. La ora actuală, bugetul ONB pare unul foarte generos, dar 95% din această sumă este reprezentată de fondul de salarii și cheltuieli curente de întreținere a clădirii.
Așa e peste tot, nu doar la dumneavoastră, în toate instituțiile. Spuneți mersi că aveți salarii de 2000 de euro, poate mai mult, pe lună. Că în mediul privat, dacă ai 4000 de lei, ești, îi mulțumești lui Dumnezeu. Nu vă mai plângeți atât. În ceea ce privește posibilitatea de comasare, este desființare. Ne-am arătat încă de la începutul discuțiilor privitoare la reorganizare disponibilitatea pentru a salva instituțiile cu un număr mic de angajați în măsura în care fuzionarea cu acestea ar fi posibilă din punct de vedere al unei viziuni artistice coerente. Există un principiu pe care se bazează progresul lumii din antichitate și până acum și tot așa va fi și în viitor. Să faci mai mult cu mai puțin. Voi nu vedeți că domnul Jinga se contrazice de la o frază la alta? Mai devreme spunea că se măresc posturile, se mărește bugetul. Și aici vrea să facă mai mult cu mai puțin oameni. Domnule, vă contraziceți. Înainte să trimiteți comunicate de genul ăsta, citiți-le înainte. Sau dacă vi le face altcineva, citiți-le. Că se contrazice. Se contrazice frază cu frază. Paragraf cu paragraf. Ele între ele. Și asta este partea cea mai amuzantă. Așa. Disponibilitatea pentru a salva instituțiile cu număr mic de angajați. Tinerimea română are peste 50 de angajați. Deci îmi pare rău, nu se încadrează la un număr mic de angajați. Un număr mic de angajați înseamnă, nu știu, 10, 15, 20, până în 50, cum spune statul, da? Deci, nu se încadrează în lege. Mergem mai departe. Daniel Jinga, opera va progresa. În jos va progresa, într-adevăr. Opera va face mai mult, nu prin dublarea numărului de posturi, ci prin comasarea cu tinerimea română, prin care ambele organizații vor avea mai multe resurse la dispoziție. Păi n-ați spus că se măresc 83% posturile sau 82% posturile? Acum, acum, nu se dublează numărul de posturi? Păi parcă se măreau! Iar să contrazice, vedeți? Râdeți, că aveți de ce să râdeți, credeți. Opera va avea acces la un număr mai mare de posturi. Bă, nene, sunt eu nebun? Deci spune, opera va face mai mult... Nu prin dublarea numărului de posturi. Și apoi opera va avea acces la un număr mai mare de posturi. Măi, domnule Jinga, citiți înainte să trimiteți, să întrag palme. Nu cred că s-a scris el, n-are cum. Eu știam că Daniel Jinga este o persoană, măi, cât de cât inteligentă. Adică nu putea să facă nici el atât de multe dacă nu ne ducea capul. Nu ne ascundem după deget, totuși. Da, să te contrazici, acum am înțeles, de la o frază la alta, de la un paragraf, dar de la o propoziție la alta, la sodonc, nu prin dublarea numărului de posturi, iar opera va avea acces la un număr mai mare de posturi. Nu prin dublarea numărului de posturi, la un număr mai mare de posturi. Bă, suntem nebuni. Tinerimea va avea acces la resurse materiale ale operei. Cum adică? Păi nu era, nu trebuia să punem mai mulți bani în facerea de opere și balet, nu așa spuneați mai devreme? Și acum luăm de la operă și dăm la tinerimea română ca să facem... A, ca să facă șușanele, da, am înțeles, spectacole cum îi place dumnealui și unde dirigează prin țară, spectacole, adică muzică, pop, muzică, rock din astea, care n-au legătură cu opera. Și cu cei trei tenori ieșeni, adevărat. Un falset întărit și o bătaie de voce acolo. Și un capeto, așa. Vă zic așa, dacă vă uitați la scenă de la stânga la dreapta, este așa, bătaie de voce, falset întărit și capeto. Nu zic nume că n-are importanță. Inițiativa de comasare nu va schimba înțelegerea guvernului asupra beneficiilor culturii, adaugă managerul ONB. Păi da, nu va schimba ceea ce au câștigat în stat acum mulți ani în legătură cu salariile din toată țara ce țin de Ministerul Culturii. Dar în rest? Ia să mai citim. Domnule, asta e un clip lung, îmi pare rău, dar domnul Daniel Jinga vorbește mult și nu prea bine și trebuie să comentăm. Citim din Daniel Jinga iar. Încercați să vă imaginați o lume fără spectacole, fără niciun act artistic performativ petrecut pe o scenă, nici măcar transmis la televizor sau online. Da, e nasol, știm. Sunt artiști, suntem artiști mulți și știm, e rău. Cred că aceste creșteri de imaginație vă poate da imaginea clară a beneficiilor culturii. Fără cultură și fără spectacole, civilizația ar deveni o distopie ca în filmul Mad Max. Se uite și la film, e bine. Ori, în contextul acestui HG, cred că putem fi de acord, nu, nu o să fim, că nici nu se poate pune problema unei asemenea distopii. Păi nu se poate, dar veți face mai rău. Veți aduce două chestiuni care nu au nicio legătură una cu alta. Nu am nicio îndoială că România, indiferent de către cine este guvernată, ei, n-a de către prietena și noastră, nicio lăcuță de la Buzău, Covrigal. Nu va renunța la cultură. Păi n-are cum. Dar oricum este pe ultimul loc. Să știți că nimeni nu se bate pe Ministerul Culturii. Toți îl reneagă. Toți îl dau la ceilalți. Nu vor Ministerul Culturii. Da, asta de ani de zile. România nu a renunțat la artiștii săi în condițiile crizei pandemice. Păi, cum să-i dea afară? Că erau pe nedeterminat majoritatea. Sau contracte pe determinat și n-aveau ce să facă cum să-i dea afară.
De ce ar face-o tocmai acum, a precizat managerul operei. Fiindcă vor o reducere la bugetul de stat, fiindcă cheltuielile sunt atât de mari, cheltuiela României, PIB-ul, cheltuiela din produsul intern bun din PIB a ajuns la aproape 60%. Cea mai mare îndatorire a țării din ultimii, nu știu, 10-15 ani. Pentru că după alegeri în 2025 va veni o criză economică peste România. Fiindcă salariile la buget, la bugetar de fapt, sunt foarte mari, fiindcă se dau din împrumuturi. S-a mărit aparatul bugetar cu peste, cred că cu peste 4-500 de mii de oameni de când au venit aceste două partide la guvernare, PNL și PSD. De asta acum se reduce, se dorește o reducere în bugetul de stat. Și de asta nu va mai fi același număr de posturi. Sau dacă va fi, va fi pe determinat. Multe din ele vor fi pe determinat și le vor putea încheia la finalul lor și la revedere, v-am pupat de mers. De asta. Aici încearcă să ne înduplece dumnealui când ne vorbește de artă și cultură, că nu se poate fără. Da! Nu se va desfința de tot. Dar mulți își vor pierde locurile de muncă și nu numai atât. După cum am zis, comasarea aceasta nu aduce progres, ci aduce regres. Una este să faci o operă rock ca un experiment. Alta este să faci o operetă cu motive tradiționale. Alta este să faci, nu știu, o operă cu manele pe scenă într-un concert, într-un spectacol. Și alta este să aduci sub aceeași egidă două instituții care sunt total opuse. Și nu neapărat opuse, ci au în compartimentele uneia dintre acestea, tinerimea română, au compartimente care nu au nicio legătură cu cultura clasică, ci cu cultura tradițională și națională. Atâta tot. Fiindcă de asta au fost UTC-uri. Mai departe. În prezent, proiectul se află în dezbatere publică, astfel că poate genera soluții mai bune, arată Daniel Ginga. Nu mai este în dezbatere publică, îmi pare foarte rău. Nu mai e nicăieri în dezbatere publică, nu mai apare nicăieri că e dezbatere publică. Iar o minciună. Citez, sunt dezamăgit de știrile false, de declarațiile părtinitoare, de comunicarea surdă, lipsită de argumente, de faptul că cei din partea dumneavoastră, noi știm cine, dar nu zicem nume, au dat știrile acelea cu Ștefan Ignat, care sunt adevărate sau nu, nu știu, dar care nu au nicio legătură cu conducerea instituției. Nu au nicio legătură. Și nu au nicio legătură cu faptul că acesta a câștigat un proces și trebuie pus în funcție. Revin la treaba asta, dar să terminăm citit. Dacă această fază va fi depășită așa cum se întrevede, deci dragilor, sunteți desfințați deja. Deci dacă spune că așa cum se întrevede, sunteți desfințați, v-am pupat din mers, mult nu veți mai avea locuri de muncă. Vocea celor mulți și decenți se va face auzită în spațiul public, atunci cred că vom ajunge în punctul ce trebuie tratat ca o și mai mare atenție, faza implementării. Orice idee bună va fi compromisă prin părtinire, știri false sau o proastă implementare. Dumneavoastră da știri false, îmi pare rău, și care se contrazic, și oamenii din partea dumneavoastră și televiziunile din partea PSD-ului și din partea dumneavoastră și ziarele din partea dumneavoastră și a puterii. Nu ceilalți. Ceilalți spun doar adevărul, ce spune HG, desfințare și apoi facerea unei noi instituții și preluarea angajaților. Asta spune HG-ul, nu eu. Ce spune aici? Vocea celor mulți și decenți va face auzită în spațiul public. Îmi pare rău, dar vocea celor mulți nu vrea desfințare. Și nu numai în țară. Au fost trimise memorandumuri direct la președinte, la guvern. Înțelegeți? Memorandumuri de la Federații Internaționale ale Muzicienilor. Nu una, două, trei, ci mai multe. Apar pe internet. Dragilor, vocea celor mulți este să nu se desfințeze. Nu avem de ce să desfințăm. Vreți să aduceți tinerimea română? Foarte bine, domnule Daniel Ginga. Aduceți-o ca un compartiment al operei. Dar nu desfințați instituția operei. Nu o desfințați și nici tinerimea nu se desfințează. Alipiți-o cu opera și punct. De ce nu faceți așa? A, pentru că revin la domnul Ștefan Ignat, v-am zis că n-am nicio părtinire, nu mă interesează nici de dumnealui, nici de niciun conducător, nu mă interesează pe mine și pe cei care susțin, de fapt, nedesfințarea instituției. Noi știm și toți știm că această chestiune, acest proiect este un an de zile și știți dumneavoastră. Și toți știm că se face această treabă pentru dumneavoastră să fiți în continuare manager. Toată lumea știe și cei din partea dumneavoastră și veți fi trădați tocmai de ei în viitorul apropiat. Să știți că ei nu sunt cu dumneavoastră pentru că ei cred în treaba asta. Ei sunt cu dumneavoastră pentru că le este frică, le este teamă, pentru că ați băgat fricanii dumneavoastră sau alții de acolo din jur, nici nu contează. De asta sunt cu dumneavoastră, nu pentru altceva. Și știm că această chestiune e făcută pentru Daniel Ginga. Nu este făcută pentru îmbunătățirea artei și progresul artei.
absolut deloc. Dacă era așa, făceați de acum un an de zile. De când este scris acest proiect, dar de ce nu ați făcut aceasta? De ce? Pentru că nimeni nu s-a aștepta să câștige Ștefan Ignat. Da. De asta. Și asta a fost un fel de as în mânecă, credeți dumneavoastră, pentru a rămâne în funcție. Pentru că știm cu toții că se întâmplă lucruri nu neapărat foarte legale la operă de mult timp și dacă va veni alt director, se vor descoperi acele nereguli. DNA, DICOT, procurori, judecată. Și nici știți ce se poate întâmpla. Nu știm. Înțelegeți? Dragilor, despre asta este vorba. Despre a rămâne un om în funcție de conducere. Și cam asta a fost. Îmi pare rău că s-a ajuns aici. Și îmi pare rău dacă se va produce ceea ce vor ei să se producă pentru un om. Pentru el, Daniel Jinga. Pa!